Inspectorul școlar general Nela Vamzidă l-a descoperit un grup de persoane condus de o buzoiancă ce, sub pretextul că reprezintă o asociație umanitară, strânge bani prin școlile din Buzău. Reprezentanții acestei asociații au bătut și la poarta inspectoratului școlar pentru a solicita sprijin. După ce au fost dați afară, s-au prezentat în școli cu documente false, pe care apare numele inspectorului școlar general Nela Vamzidă și semnătura Florinei Stoian. Săptămâna trecută, joi, a venit la mine o doamnă, reprezentantă a unui ONG, care îmi solicita să-i dau acordul să meargă în școlile din județul Buzău pentru strângerea de fonduri în vederea ajutorării unui copil. Eu o cunoșteam pe doamna pentru că în urmă cu câțiva ani am avut o experiență nefericită cu dumnea ei, am recunoscut-o. Și înainte de a o invita politicos să părăsească inspectoratul școlar, m-am asigurat că nu este o confuzie. Am constatat că era persoana pe care eu, de care eu îmi formulasem așa o impresie că nu este un om tocmai cinstit. Așa că am rugat-o tare mult să nu intre în nicio școală, altfel mă văd nevoită să anunț poliția. Doamna nu a ripostat, asta mi-a dat mie de înțeles că și-a asumat afirmația mea și să constat ieri, în urma unui telefon din partea unui director de liceu, că doamna și-a permis să falsifice niște documente prin care afirma că eu am dat acordul să colecteze aceste sume de bani pentru acel copil. După descoperirea escrocheriei, inspectoratul a trimis tuturor instituțiilor de învățământ din Buzău o circulară prin care roagă să nu dea curs unor astfel de solicitări. Nela Vamzidă i-a reclamat pe escroci și la poliție. Am rugat pe doamna director să-mi trimită documentele și am constatat că, într-adevăr, în urmă cu 4-5 ani, când la inspectoratul școlar era doamna inspector școlar Florina Stoian, era un acord, eu nu-mi dau seama dacă lucrurile erau reale pentru acel minor în care era invocat. Cert este că în adresa cu care s-a prezentat dumneai în școală apare semnătura doamnei Florina Stoian, rezoluția dată de mine, Vamzidă Nela, rezoluție, da, cu acordul directorilor, eu permit să se strângă aceste sume de bani, înregistrată la inspectoratul școlar cu numărul fals, deci nu ne aparține acest număr de înregistrare. Am sentimentul că este de fapt vorba despre același ONG. Probabil că doamna, văzând că nu i-am dat acordul în mod legal, a considerat că are dumneai o altă modalitate de a pătrunde totuși în școli. În acest sens, eu nu pot accepta astfel de practici. În acest sens am înștiințat prin intermediul site-ului nostru pe toți directorii să știe că acest document cu care dumneai îl prezintă unităților este un fals. Ați făcut plângere la poliție? Plângere scrisă nu, dar am anunțat poliția și înțeleg că sunt cercetările în derulare. În documentele false pe care reprezentanții asociației le-au prezentat școlilor, apare numele Asociației Copiilor Abandonați 2001, cu sediul în Buzău, strada Colonel Buzoianu, numărul 97. În trecut, reprezentanții acestei asociații au mai fost cercetați pentru astfel de colecte.